Astăzi, la Suceava, am participat la o videoconferință la care au participat 25 de membri pentru a discuta traseele propuse pentru autostrada 7 Siret-Suceava-Pașcani-București. Mă bucur că proiectanții, și aici mă refer la cele două firme care au câștigat licitația, Aegis și Search Corporation, sunt două firme care ne-au prezentat mai multe variante de traseu. Între Suceava și Siret au fost prezentate 5 variante de traseu, 3 prin estul municipiului Suceava, 2 prin vestul municipiului Suceava și traseul Pașcani Dolhasca Suceava, 6 variante de traseu. Sunt variante de traseu pe Valea Siretului, sunt variante de traseu care vin de la Dolhasca paralel cu calea ferată și sunt variante de traseu care merg de la Dolhasca spre Fălticeni, una ocolește Fălticeniu prin est, alta prin vest. Eu am salutat faptul că s-au ținut de cuvânt. Sugestia este să avem câteva zone impuse și aici e vorba de Vama Siret. Am cerut să se aibă în vedere modernizarea punctului de Vama Siret. A fost informată și partea ucrainiană de construcția autostrăzii A7. Se ține seama de rețelele de înaltă tensiune. Se ține seama de căile ferate și intersecția autostrăzii cu căile ferate. Se ține seama de intersecția cu drumuri naționale, județene și comunale. Se ține seama, de asemenea, de rezervații naturale și restricțiile în aceste rezervații și mă refer în primul rând la pădurea Zamostrea, una din variante care se discută spre Siret. A fost o primă punere în temă a autorităților, pentru că dintre cei 25 de participanți au fost și primari de la Siret, de la Suceava, dar și de pe trasee a fost Agenția de Mediu, Apele Române și toate autoritățile implicate. Am convenit cu Compania Națională de Drumuri și cu proiectanții undeva după 10 ianuarie să venim cu observații la aceste trasee posibile, în așa fel încât să prindă contur. Vreau să fac o precizare. Această autostradă A7, pentru că despre autostradă se vorbește, este prinsă în programul de conformare și reziliență, adică cu finanțare din fonduri europene. Și important este că toată lumea interesată să grăbim documentația tehnică care va trebui pusă la dispoziție beneficiarului ca să se poată scoate la licitație lucrările. Foarte important este prima punere în temă. Vă vom ține la curent cu observațiile care ne vin de la populație, de la primar, de la celelalte entități, în așa fel încât să găsim soluția cea mai bună. Va trebui să conectăm și aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava, să vedem cum îl conectăm, să gândim anumite zone unde traficul acum este aglomerat și să ne gândim că legătura dintre Siret și București va fi o legătură destul de aglomerată și această autostradă are rolul de a colecta tot ce înseamnă mijloace de transport care vin din România, dar care vin și din Ucraina și din nordul Europei. Și ne interesează să avem traseul optim, pentru că urmează apoi stabilirea celorlalți pași în ceea ce privește demararea lucrărilor la autostrada Siret-Suceava-București.